Numărul mare al îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 și modificarea zilnică a indicelui de contaminare comunitară a determinat atât oficialitățile cât și populația să se îngrijoreze profund. Teodora Baciu, consilier local ales la scrutinul din 27 septembrie, ce urmează a fi validată în ședința Consiliului Local de săptămâna viitoare, trage și ea un semnal de alarmă privind creșterea de la o zi la alta a numărului de infectări din secțiile Spitalului Municipal de Urgență Romal, susținând că primește permanent semnale despre îmbolnăviri în rândul personalului medical din Unitatea Sanitară Romașcană, unde sunt afectate câteva secții de bază. Având în vedere faptul că spitalul a fost o preocupare pentru mine cu mulți ani înainte, adică vorbim și de campania pentru ambulanța timp și de alte lucruri, oamenii din spital au căpătat încredere că pot să vin și cu soluții, nu doar să scriu sau să aduc public o problemă, și de data aceasta au venit către mine spunându-mi care este situația și explicându-mi că acum își doresc ca măcar să se știe și informația să ajungă la cât mai multă lume, pentru că ei mai au un pic și cedează psihic din cauza că sunt supra-solicitați și din cauza asta nici pacienții care ajung la spital și care ajung în general cu probleme mult mai grave decât se întâmpla acum un an și jumătate sau un an de zile în urmă, complexitatea este mult, mult mai mare. Nu mai pot fi tratați corespunzător dacă au în față personal medical care este surmenat, care este foarte puțin față de ce ar trebui să fie și așa mai departe. Situația din Spitalul Municipal de Urgență Roman este confirmată și de purtătorul de cuvânt al Unității Sanitare, Andreea Trifan, care arată secțiile afectate și măsurile luate pentru continuarea activității în unitatea sanitară. Secțiile afectate ca urmare a personalului infectat cu virusul SARS-CoV-2 sunt ortopedie, traumatologie, ATI și compartimentul de îngrijiri paliative. Au fost luate mai multe măsuri în această situație, mai exact suspendarea temporară a activității în secția de boli infecțioase, cu delegarea personalului medico-sanitar și auxiliar în secțiile afectate, suspendarea activității în compartimentul de îngrijiri paliative, iar personalul testat negativ la testul PCR a fost distribuit în secțiile cu deficit de personal. Internarea pacienților cu test negativ la PCR în secția de ortopedie se face în spațiul compartimentului de endocrine, diabet, zaharat și boli de nutriție, spațiul fiind anterior eliberat, nebulizat și dezinfectat. Personalul medical, asistent și infirmier testați negativ îngrijesc acești pacienți împreună cu medicii ortopedi. Secția de ortopedie traumatologie de la etajul 3 este izolată, iar după externarea ultimului pacient se va efectua nebulizare, dezinfecție și curățenie generală a întregii secții. Mai sunt angajați testați pozitiv pe secția cardiologie și la izolator, dar nu este afectată desfășurarea activității medicale. S-au depistat de asemenea angajați pozitiv și la sediul administrativ, dar activitatea este acoperită de personalul testat negativ. Reprezentantul instituției sanitare face o serie de recomandări atât personalului cât și locuitorilor municipiului și a comunelor arondate din zonă, necesare pentru limitarea răspândirii acestui virus. Se insistă mereu pentru purtarea corectă a echipamentului medical, respectarea precauțiilor standard privind igiena mâinilor, a căilor respiratorii, evitarea atingerii ochilor, nasului și gurii, supravegherea efectuării măsurilor antiseptice și utilizării corecte a produselor antiseptice, respectarea procedurilor privind curățenia și dezinfecția spațiilor, a echipamentelor și a aparaturii. O atenție deosebită se atrage asupra aerisirii saloanelor, aproximativ 10 minute la fiecare oră, timp în care ușa saloanelor să fie mereu închisă. Se insistă de asemenea pentru respectarea codului de procedură privind colectarea, depozitarea și transportul deșeurilor medicale și respectarea circuitelor funcționale ale acestora.